Doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Noi să fim sănătoși. Sunt Răzvan Trașcu și, după cum v-am anunțat și pe pagina noastră de Facebook, am astăzi alături de mine ca invitat pe Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness. Cristi, bine ai venit la Noi să fim sănătoși. Bine v-am găsit. Am vrut să stăm de vorbă pentru că, mă rog, o parte din telespectatorii noștri deja știu, la un moment dat și eu am avut o greutate așa mai impresionant, am reușit să slăbesc și am reușit să slăbesc pe o dietă pe care n-aș putea să spun că am găsit-o pe undeva, ci mai degrabă o dietă pe care mi-am făcut-o eu însumi. Spune-mi, te rog, tu crezi în dietele astea minune, că vezi peste tot, și pe internet, și pe pagini de Facebook, și în ziare, și televizor, reclame. Dieta cu tare, slăbești 20 de kilograme într-o lună, garantat pierzi 10 kilograme într-o săptămână. Care e părerea ta? Din start, când auzi o cifră exactă, 5, 10, 15, sau ți se spune cât vei slăbi, indiferent de cine ești tu, e clar că dieta respectivă nu are cum să fie utilă pentru tine. Ca principii alimentare pot fi utile, sunt multe diete sistematizate care pot avea principii alimentare sănătoase, nicio problemă. Nu cred foarte mult în schimb cele care elimină 2, 3, 4, 5 grupe alimentare. Asta nu, asta nu, asta nu și mai rămâi cu 3 alimente. E normal să slăbești, dar nu cred că e bine pentru corp. Deci revin, nu cred că poate să spună cineva dinainte cât vei slăbi, nici chiar care e greutatea ta ideală sau unde se va stabiliza corpul tău în condiții de sănătate. Pentru că slăbiri bruște, serioase se pot face, dar asta nu înseamnă că sunt și sănătoase. Unul dintre cele mai mari mituri. Că automat slăbirea înseamnă sănătate sau că automat un om slab e un om sănătos. Și din păcate nu e deloc așa. Există o greutate pe care o are pacientul? Există formule pe care putem stabili și le știm amândoi la fel de bine cam care ar fi greutatea la care ar trebui să ajungă omul, dar ceea ce nu prea cunosc telespectatorii și în general domnișoarele care au obsesie vis-a-vis de greutate este că dacă vrem să slăbim frumos, să slăbim sănătos, să slăbim fără a ne pune în pericol pe de o parte sănătatea, pentru că putem vorbi de probleme serioase. Pe de altă parte, aspectul, pentru că la o slăbire bruscă și rapidă apar niște probleme cu pielea, unele care pe loc, nu se mai reface. Altele după 10-20 de ani. Cât de mult ar trebui să slăbim? Cam cu ce viteză ar trebui să slăbim? Ritmul slăbirii ține foarte mult de câte kilograme în plus sunt acolo. Eu consider că dacă slăbim jumătate de kilogram pe săptămână, suntem într-o zonă de siguranță, cel puțin la început. Bineînțeles că după câteva luni de slăbit, slăbirea este mult, mult mai lentă. La un moment dat poți slăbi câteva zeci de grame pe săptămână, ceea ce înseamnă că acele cântăriri zilnice sau chiar săptămânale devin inutile. Și aici m-aș referi la un alt concept, acel al grăsimii corporale. Câtă grăsime ai în corp? Și pentru mulți este o surpriză când le arăt un tabel dintr-o carte de fiziologie sau de nutriție chiar și spun la specia umană, la femei, nivelul normal de grăsime în corp, hai să spunem că este între 20 și 30%. Da? Unii spun un pic mai jos la sportive. Și cum adică până la 25-30% e normal? Da, până la 25-30% la femei este normal. La bărbați probabil cu 5-10 mai puțin. La sportiv deja iarăși cu încă 5-10 mai puțin. Deci există un anumit nivel normal, natural de grăsime în corp și iar foarte interesant, nu toți oamenii îl au la fel. Unele femei funcționează bine la 25%, altele la 15%. Atletele de performanță, sportivele. Deci nu orice femeie de acasă poate să ajungă la un corp de sportivă de performanță și să fie și sănătoasă. Din păcate, discutam la un moment dat într-o emisiune trecută și cu o bună prietenă de-a noastră, psiholog. Idealul de frumusețe se schimbă și dacă acum 30-40 de ani vorbeam despre idealul de frumusețe feminină ca fiind, de exemplu, Marilyn Monroe, care era ușor mai corpolentă deși după standardele sport, de astăzi, deși făcea sport, deși era destul de sănătoasă, astăzi idealul de frumusețe s-a deplasat undeva spre zona asta fără grăsime, fără pic de grăsime. Din păcate și fără mușchi, rămân doar oasele la unele persoane. Așa este. Vorbim despre sănătate în cazul acestor persoane. Tu le consideri sănătoase pe aceste domnișoare care sunt foarte, unele foarte pot fi slabe. Sănătoase, asta spuneam. Sunt persoane care se mențin în mod natural acolo fără să facă un efort deosebit. Apoi intervin, bineînțeles, eventuale probleme de sănătate care, iarăși, eu atrag atenția, nu apar imediat.
osteoporoza o să o afle la 40, 50, 60 de ani. O spuneam mai devreme de aspectul fizic. Ridurile, îmbătrânirea prematură vor fi și revizibile peste 10, 20, 30 de ani. Încă un exemplu foarte dur, din păcate, dieta Dukan, consum excesiv de carne, mai ales carne din asta chimicală industrială, cancerul de sân, 10, 20, 30 de ani, o întârziere bine, a apariției. Dieta, dieta Dukan, pentru că ai adus-o în discuție, este o dietă pe care, dacă ar fi să o reducem la simplu, presupune renunțarea, pe de o parte, la carbohidrați, pe de cealaltă, la grăsimi. Nu ne mai rămân decât proteinile, nu? Da, așa este. Deci, nu toate persoanele slabe sunt și sănătoase. Asta e foarte important și un lucru foarte simplu. Un exemplu, veneau la noi la sală, am avut o sală și veneau modele, fotomodele să facă diverse filmări, mai mult de formă, să spunem, cu mișcare, ca și cum ele ar fi făcut mișcare. Și nu puteau să facă, de exemplu, 5 genuflexiuni, nu puteau să stea în poziție de genuflexiune, deci nu puteau să facă niște lucruri foarte simple pentru un om obișnuit. Și atunci îmi pun întrebarea, erau bine hrănite? Evident că nu. Erau într-o formă fizică bună? Bineînțeles că nu. Erau într-o stare de sănătate bună? Bineînțeles că nu. Și asta se întâmpla la 18-20 de ani. Deci ele aveau de fapt un metabolism și un corp de 70-80 de ani. Nu mai aveau coordonare, nu mai aveau nimic. Vorbim despre un corp care se menținea prin mijloace, și o să folosesc un termen care nu-ți place, se menținea prin mijloace naturale, sau vorbim despre un corp care se menținea la o greutate pe baza unor, hai să le spunem, adaosuri. Știm cu toții că există o adevărată piață a produselor de slăbit și mă refer aici la diverse pastile. N-avem voie să folosim denumiri comerciale, dar știm cu toții că există, acționează prin diverse mecanisme, unele inhibă centrii foamei, altele, mă rog. Măresc eliberarea de grăsime. Crezi dar că nu sunt utile? O parte dintre ele pot fi utile. O parte. De exemplu, dau un caz extrem de simplu. Lecitina poate fi folosită ca un adjuvant într-un program de slăbire. Dacă îi spui cuiva lucrul ăsta, păi la ce mi-ar folosi lecitina? Da, spune că îmi folosește. Ca să ții minte care e scopul. Da, poate fi și asta. Sau un protector hepatic, de exemplu. Sau un antioxidant de tip ceai verde sau silimarina, aceste extracte de plante. Din păcate, în zona asta de suplimente pentru slăbit, se merge pe două căi foarte, foarte dure. Unu, adăugarea de chimicale peste o plantă care, de fapt, e inertă. Deci sunt niște frunze verzi sau ce culoare ori avea. Așa, se adaugă o substanță chimică, o amfetamină, de exemplu, care într-adevăr e foarte periculoasă. Pe de altă parte, se merge foarte mult către rezultate rapide, diuretice, deci pierderi de apă, laxative, deci pierderea conținutului intestinal, care evident înseamnă deshidratare, care poate să însemne, la, în cazul laxativelor, chiar malnutriție. Nu? Se recomandau în anumite programe de slăbit, am văzut astfel de lucruri, să se ia tot timpul un laxativ. Atunci nu mai asimilai nimic, dar pierdeai și minerale și iar ne întoarcem la osteoporoză și la alte probleme. Deci iată că nu orice supliment care te face să scazi pe cântar este și bun pentru sănătate. Scazi pe cântar, ai pierdut apă, ai pierdut conținut intestinal, asta poate fi foarte, foarte periculos. Și au fost chiar cazuri cu dezechilibru electrolitic grav. Deci s-a ajuns până la, da, cazuri foarte, foarte grave de deshidratare și dezechilibru electrolitic cu spitalizare și, din păcate, au existat chiar și cazuri de deces în urma unui astfel de diuretice în special. O altă măsură la care recurg, din păcate, și nu vreau să fiu acuzat că sunt misogin, dar mai degrabă, domnișoarele, este mersul foarte frecvent la saună pentru a slăbi. Vorbim, de fapt, despre slăbire în cazul saunei, că pe cântar s-ar cunoaște ceva. S-ar cunoaște, da. E aceeași situație ca și cu diureticele. Pierzi niște apă. Acum, ce să spun, pentru persoanele foarte sedentare, dacă sunt bine hidratate, bine hrănite, din când în când o saună n-ar fi neapărat rea. Mai elimin sarea în exces, mai elimin apa în exces. Pentru persoanele care fac sport, ele deja transpiră, elimină apă, sauna nu ar fi necesară. Un alt efect pervers al saunei este faptul că, expunând corpul la o temperatură crescută, tiroida, acel, hai să spunem, termostat, care se ocupă de termoreglarea corpului, își încetinește activitatea. Corpul primește căldură din afară, nu mai are motive să producă pe cont propriu, pentru că una dintre metodele reale de slăbit este aceasta, termogeneza. Stai în frig, corpul produce mai multă căldură, asta înseamnă ardere de calorii, înseamnă chiar și consum din rezervele de energie grăsime. Deci expunerea la căldură în niciun caz nu aș considera-o ca metodă inteligentă de slăbit pe termen lung. S-a propus că inima, având bătăile mai puternice, mai des, ar arde niște calorii, totuși cred că asta ar trebui să obținem prin mișcare și nu prin expunerea la o temperatură foarte crescută și revin la acea problemă cu dezechilibrul de minerale.
pierdem minerale și e foarte important să știm că în alimentația modernă oligoelementele, hai să luăm iod, zinc, seleniu, toate aceste minerale necesare, dar în cantități foarte mici, le putem pierde prin transpirație, dar le putem lua mult mai greu din alimente și atunci e un mare pericol când transpirația este excesivă, mai ales la cei care deja fac sport. Și atunci soluția este evitarea acestor modalități de slăbire sau suplimentarea dietei cu suplimente. Da, eu aș evita în primul rând această pierdere inutilă de minerale. O să mai dau încă un exemplu, înfofolirea cu celofan. Se practică, pare ciudat, poate pentru tine e ceva așa ca o ciudățenie, ca o persoană de pe altă planetă, dar sunt încă persoane care se înfofolesc cu celofan pe sub un training foarte gros sau acele costume de neopren care nu lasă deloc să se elimine. M-am întâlnit mai degrabă cu situația asta, cu niște personaje care alergă prin parcul în care mai ies și eu pentru alergat, pentru mers pe role, pentru plimbare și vezi vara, sunt 30 ceva de grade, pe cineva care are un training gros de bumbac, peste care are și un training de fâși și n-am reușit niciodată să înțeleg de ce. O să spun imediat, pentru că au împrumutat metode, ca și în alte zone ale fitness-ului, din sportul de performanță. Dacă un boxer sau un luptător are nevoie să facă o categorie de greutate, poate folosi acest truc al deshidratării. Se deshidratează, se cântărește, are 65 de kilograme, se încadrează în categoria potrivită, bea 5 litri de apă și de fapt el are 60 de kilograme când ajunge la meci. E, pentru omul obișnuit aceste lucruri nu se aplică absolut deloc. Deci practic își fură căciula singuri. Nu se întâmplă absolut nimic. Din contră, eu aș spune chiar că slăbirea reală se încetinește. Supraîncălzirea corpului, evident, nu lasă de fapt să se întâmple acele procese metabolice, inclusiv arderea grăsimilor. Deci nu e niciun practic, dacă ar fi să facem un rezumat pentru telespectatorii noștri, în momentul în care vorbim despre deshidratare, celula grasă, în loc să dispară, se subțiază. Foarte și cum dă de apă, se umflă la loc. Se umflă la loc. Nu, da. Putem obține o ușoară scădere în greutate pentru că transpirăm un kilogram, poate, da. Două kilograme. Poate la un moment dat chiar să se vadă că înainte intri mai bine nuntă, într-un pantalon exact. Care era foarte strâmb. Deci exact, înainte de o nuntă sau înainte de a intra într-o rochie specială, da, dar asta poate să țină o zi, două. Dacă vei continua deshidratarea, iarăși apare un efect pervers văzut la foarte multe femei care nu consumă destul apă, retenția de apă. Deci corpul se apără și evident produce acei hormoni care fac să reții mai multă apă chiar dacă tu bei foarte, foarte puțină. Și evident toxină care nu se mai elimină cum trebuie. Aici ca o scurtă paranteză, spune că urina trebuie să fie aproape incoloră. Deja dacă vezi că are o culoare galben, nu mai spun galben închis, maro, dacă mai simți și un miros, e clar că ceva este în neregulă. Asta este unul din motivele pentru care eu personal mi-am sfătuit întotdeauna pacienții să bea apă cât mai multă și să ignore. De la un punct este corect acel avertisment pe care orice televiziune este obligat să-l emită vis-a-vis de consumul de minim 2 litri de lichid. Pe de altă parte, întotdeauna mi-am întrebat pacienții, ok, dumneata ai 60 de kilograme. Dar ce faci cu un munte de om care are 150, tot 2 litri? Ar avea nevoie într-adevăr de mai mult. Putem să ținem cont și de eventualele fructe și legume pe care le consumăm, supe, sucuri, e important. Numai că aici s-a strecurat și așa o recomandare un pic mai ciudată din punctul meu de vedere, punerea în aceeași categorie cu porțiile de fructe și legume a sucurilor, mai ales a sucurilor pasteurizate. Și aici aș face o diferențiere foarte clară între ce înseamnă o legumă întreagă sau un fruct întreg, sucul scos dinăuntru, deja e altceva, și sucul pasteurizat, care deja nu mai pierde este și mai decât mult. Apă colorată și cu zahăr. Deci nu aș încadra la cei 2 litri și nici de cum la porția de fructe și legume un suc, fie el și de citrice, fie el și de portocale. Să-i spunem cinstit, are un pic de vitamină C, dacă o mai are, câteodată ai să vezi și adăugată vitamina C, dacă avea de ce mai nevoie să adăugăm, și alte vitamine și minerale foarte puțin. Deci eu merg foarte mult către alimentele întregi, în toate domeniile, chiar și la uleiuri, surse de grăsimi. Deci alimentul întreg cred că ne oferă cel mai bine hrană. Bine, o altă explicație vis-a-vis de sucuri și de ce nu sunt ele utile în curele de slăbire, în momentul în care vrei să bei un pahar de suc, pentru un pahar de suc de mere, să zicem, ai nevoie deja să storci 4, 5, 6 mere, nu? Care mâncate... Le bei în 30 de secunde și le mănânci într-o oră, sau cine știe. Le mănânci așa într-o este. Oră și practic aduci un aport foarte mare de carbohidrați, care, fiind în suc, deci în stare lichidă și nu într-o matrice de fibre ca în fruct,
se absorbe mult mai bine și, practic, îți aduce un aport caloric mai mare. Așa este, da. Deci, atenție, nu sucuri, chiar dacă vorbim de fresh-uri. Care vor să slăbească. Chiar dacă vorbim de fresh-uri. Sunt și situații speciale, sportivi de performanță, persoane care nu pot asimila bine hrana, care beneficiază de pe urma sucurilor, dar în general nu. Se practică, acum este la modă detoxifierea, așa zisa detoxifiere cu sucuri. Multe persoane spun, mă simt foarte bine și le spun, da, înțeleg că te simți foarte bine, pentru că înainte te intoxicai cu tot felul de gunoaie, alimentare, prăjire, etc. Și acum ai trecut la ceva mai sănătos, dar asta nu înseamnă că este optim să bei aceste sucuri. Optim ar fi să mănânci, de fapt, salatele respective. Ce sfătuiești tu, persoanele care apelează la tine, că bănuiesc întotdeauna, știi cum e, în România toată lumea se pricepe la fotbal, politică și sănătate. În momentul în care cineva apelează la tine pentru a cere ajutorul pentru slăbit sau pentru o mai bună formă, care e atitudinea ta vis-a-vis de toată partea de internautistică și prieteni care vin cu idei? Sunt foarte multe idei, într-adevăr, pe internet. Unele aparent contradictorii, chiar și între medici, chiar și între nutriționiști, între diverse școli de nutriție sau chiar filosofice, pentru că acum dieta a devenit mai degrabă o problemă filosofică decât una, spunem, nutrițională sau medicală. Primul meu sfat și unde pică cei mai mulți, examenul pe care pică cei mai mulți, este controlul medical cât mai extins. Le spun, le dau o listă de analize care depășește un pic acea listă clasică, îi pun să aibă un jurnal alimentar și îi pun să vină la mine cu o foicică de la medicul de familie pe care să scrie sănătos și apt de for fizic. Și majoritatea pică acest test. Pentru unii este bine că îl pică, pentru că astfel află de niște boli pe care le aveau și încep să ia măsuri. Alții îl pică pentru că în momentul respectiv spun, e prea complicat ce-mi cer tu, mă duc la cineva care îmi dă dieta așa de sub masă, precum un scamator și programul de antrenament la fel, știe dinainte ce are nevoie persoana care urmează să intre pe ușă și acest lucru eu îl descurajez. Deci eu merg către, hai să spunem, nutriție personalizată, să dăm omului ceea ce are cu adevărat nevoie, dincolo de, chiar așa cum spuneam, alegerea filozofică. Vine cineva și îmi spune, știi, eu nu mai vreau să mănânc o categorie de alimente, de obicei se referă la carne. Și mai ales dacă o doamnă un pic mai vârstă, spun, e în regulă, dar ce faci cu colagenul? Știi că pe măsură ce îmbătrânești, pierzi colagenul din piele și așa femeile au mai puțin decât bărbații. Poate ții la fața ta să fie întinsă, nu vrei să ai riduri la 40 ca la 60. Și multe devin vegane, vegetariene și am tot respectul pentru cei care iau această decizie din milă pentru animale sau din milă pentru mediu. Nu am nicio problemă cu lucrul ăsta și înțeleg perfect. Dar trebuie să avem grijă și de noi. Însă, dietele astea, stilurile astea de viață sunt adoptate de foarte multe ori pentru că sunt la modă. Eu personal mi-am descurajat pacienții și prietenii care optează pentru dietele de genul ăsta. De fiecare dată i-am întrebat, ok, vrei să renunți la carne, la produse animale, la... De ce? Și de fiecare dată am primit niște răspunsuri absolut alucinante din punctul meu de vedere, pe care am încercat să le demonstrez. Tu de ce nu recomanzi aceste... Am dat un exemplu chiar zilele trecute pe forumul meu, apropo de consumul de carne și sunt niște filmulețe, cum vânau oamenii acum 10-20 de mii de ani și alergau chiar și 10-20-30 de kilometri după un animal mic. Căutau în pământ, săpau o zi întreagă, un trib întreg după un viezure sau ceva și atunci le-am spus dacă lucerna era suficientă, de ce s-ar mai fi chinuit oamenii ăștia pentru câteva bucățele de carne, le împărțeau între toți. Deci este clar că acolo este ceva util și pentru noi. Ăsta e un argument foarte simplu. Nenumărate sunt argumentele pro. Nu spun să mănânce carne sau mici sau fripturi sau cârnați, dar trebuie să-și gândească foarte bine dieta pentru că, așa cum spuneam, colagenul, de exemplu, iarăși grăsimile de tip omega-3 cu catenă lungă, găsite doar în surse de origine animală, poate anumite fosfolipide, cum sunt gălbenușul de ou, s-a descoperit că până și celebra creatină la bătrâni are niște beneficii, se găsește doar în carne. Carnozina, un aminoacid, se găsește doar în peptidă, deci se găsește doar în carne. Avem o serie de aminoacizi pe care noi putem aduce din regnul vegetal. Nu, și ei spun, da, dar corpul și face singur. Și din ce în ce mai mult bănuiesc că știi, aminoacizii care înainte erau considerați neesențiali, încep să fie considerați condiționat esențiali sau chiar esențiali. Adică se spunea, nu, avem nevoie doar de 8, ăsta e că avem nevoie de 9 aminoacizi, avem...
Deci poate ar fi mai bine să luăm hrana deja dintr-o sursă optimă pentru noi, nu să ne chinuim să descompunem, de exemplu, proteinele din leguminoase, cum ar fi fasolea, care nu sunt neapărat niște proteine ușor de asimilat pentru corpul nostru. Fasolea, năutul, lintea, chiar și soia, deși au surse bune de proteine, într-adevăr, nu spune nimeni, sunt foarte greu digerabile. Trebuie înmuiate, trebuie fierte, au și niște inhibitori de proteaze. În timp ce, dacă mănânci o bucată de carne crudă, nu se constată absolut niciun efect negativ. Ăsta este paradoxul și i-am provocat pe toți cu această întrebare. Spuneți-mi și mie o substanță nocivă care este în carnea crudă. Cum ne face rău? Dați-mi o explicație, un exemplu. Și nu poate nimeni să facă lucrul ăsta. Îți vin cu tot felul de explicații la mâna a doua. Păi știi că ăia care mănâncă mulți hamburgeri fac nu știu ce timp de cancer. Zici, știu, dar nu mănânc hamburgeri. Eu mănânc supă, nu? Sau că dacă mănânci ouă prăjite, zic, da, dar nu le mănânc prăjite, știi? S-a discutat foarte mult despre gastronomie, despre felul de a găti lucrurile, despre felul în care, până la urmă, fiecare dintre noi ne-am educat papilele gustative. La un moment dat era la modă salata de varză cu pieptul de pui la grătar. Este sau nu este sănătos grătarul? Pentru că vorbeam și picat, de... Da, a cam picat. Povestea cu grătarul a mers o perioadă când se încerca să se scape de grăsimile din dietă, se spunea că grăsimile se scurg de pe grătar și carnea rămâne. Ulterior, japonezii chiar au avut un studiu foarte interesant. Acea grăsime care se scurge, arde și urcă înapoi. Acelea sunt niște substanțe foarte, foarte toxice. Locul unde carne atinge metalul încins, iarăși produce substanțe toxice. Deci trebuie să avem mare, mare grijă la cât de sus mergem cu temperatura, cât ținem carnea dacă o punem pe grătar. Mai degrabă aș merge spre cuptor, spre fierbere, spre o plită sau o tablă în loc de un grătar. Pentru că totuși acel contact cu focul, deși în istoria umană a existat, da, când omul a început să frigă carnea și să o mănânce digerând-o astfel mai ușor, totuși acei oameni nu vreau să trăiască 80, 90, 100 de ani cât am vrea noi și acel, să zicem, risc de cancer crescut în urma consumului de carne arsă nu și-a pus amprenta asupra transmiterii genelor mai departe, pentru că el apărea după această perioadă în care noi procreăm, lăsăm în urmă copii. Și atunci poate că ar fi bine să reducem din consumul ăsta de carne, hai să spunem, procesată sau tocată sau arsă. Se mănâncă foarte mult ars, spune de show-urile de gătit. Nu numai carnea, că aici trebuie vorbit și despre, sunt la modă, legumele la grătar. Dacă legumele sunt de bune, crude și pline de viață, de ce să le ard pe grătar? Și în foarte multe show-uri de gătit ard foarte mult, câteodată folosesc chiar o lampă cu suflător oxiacetilenic. Adică ce vreau să fac acolo? Nu? Un pic de sudură, eventual. Vis-a-vis de ceea ce spui, am avut curiozitatea la un moment dat să încerc, vara trecută, dacă mă aduc bine aminte, un restaurant bucureștean, unde am mâncat ceva. Restaurantul respectiv avea o perioadă de aproximativ 2 ore, în care puteai să servești un meniu raw vegan, deci crud vegan. Exclusiv vegetar. Și am zis, ok, trebuie să încerc. Mi s-a părut absolut delicios, am mâncat niște paste făcute practic din dovlecei cruzi, da, care mi s-au părut senzațional de gustoase și sosul era un fel de sos bolognese, practic făcut din niște roșii crude, niște roșii uscate la soare, da, cu un pic de ulei de măsline, cu condimente, cu boia, cu cele. Este un meniu sănătos din punctul tău de vedere? Cred că poate fi inclus într-o dietă sănătoasă, dar nu exclusiv. Deci eu consider că trebuie să avem și altceva. Putem încerca, dar nu exclusiv. Nu exclusiv sau nu pentru perioade foarte lungi de timp. De asta spuneam, mulți oameni când trec la un regim vegan, să spunem, sau un regim cu sucuri, se simt bine. De ce? Înainte mâncau foarte prost. Dar asta nu înseamnă că meniul ăla e ideal dacă te simți bine când ai început cu el. E posibil să aibă anumite deficite, e posibil să ai anumite probleme. Sunt și persoane care țin regimuri vegane, vegetariene, ani de zile, dar nu toți reușesc. Din păcate, există o selecție a cazurilor de succes care sunt prezentate în media sau în reviste. Deci ăla, unul dintr-o mie care se simte bine cu un astfel de regim, apare și se laude, mă simt bine. Dar în urmă sunt poate 999 de oameni care au eșuat, care au avut probleme și cunoaștem și astfel de cazuri. Deci da, includem aceste preparate în dieta noastră, dar nu în mod exclusiv. Din păcate, și voiam să punctez asta și mă bucur să o punctez de fiecare dată când am prilejul, poate mai puțin în România, pentru că în România nu este atât de răspândit acest stil de alimentație, dar sunt niște controverse destul de aprige și niște scandaluri destul de mari în străinătate
și din coace de ocean, pe bătrânul continent, dar și în Statele Unite, vis-a-vis de mămicile care alăptează și care adoptă acest stil și care, practic, prin stilul acesta, pe de o parte pe perioada sarcinii, pe de altă parte pe perioada cât alăptează copilul, provoacă copilului niște carențe înfiorătoare, da, niște malformații, dacă vorbim de perioada dinainte de naștere, sau niște întârzieri foarte urâte și uneori irecuperabile în dezvoltarea copilului. Și intelectuală, și asta e foarte, foarte grav, într-adevăr. Pentru că, practic, vorbeam mai devreme de diete care tind să elimine grăsimile. Și a fost o adevărată modă, hai să zgornim grăsimile. Grăsimile sunt chiar atât de rele? Grăsimile formează, de fapt, creierul. Mai ales la copii, dacă vorbim de această dietă vegană, nu are acizii grași omega-3 cu catenă lungă, DHA-ul, da? Avem în semințele de in, doar că îi lipsesc 4 atomi de carbon pentru a fi inclus în creierul nostru. Și nu toți oamenii au această capacitate internă de a face lungirea, da, elongația acestor acizi grași esențiali de tip omega-3. Deci sunt niște detalii pe care nu poate să ți le spună un filosof. Trebuie cercetate de către știință. Nu mai ține de filosofie. Nu vreau să mănânc fructe de mare pentru că ele au niște toxine. Nu ține de lucrul ăsta. Ține faptul că în fructele de mare sau în pește sunt niște lucruri esențiale pentru dezvoltarea creierului și a inteligenței viitorului copil. O să dau exemplu cu iodul. Iodul în plante, mai ales în zonele unde nu este iod în sol, este aproape inexistent. Dar sunt zone în care există o prevalență foarte mare a gușei. Tocmai zonele respective sunt inteligența copiilor, zone endemice. Citeam un studiu în Anglia, scade cu 13-14 puncte de IQ atunci când nivelul de iod nu este optim. Deci iată că îți condam, apropo de acest de dietă. Da, poate să mănânci alge și algele conțin iod. Poți să pui problema așa, așa. Deci, într-adevăr, cred că un copil ar trebui să decidă asupra unui mod filozofic de alimentație cândva mai târziu în dezvoltare. Calitatea? Că și intelectuală, și ar trebui să primească din viața intrauterină și în timpul alăptării și în timpul copilăriei o dietă diversă, naturală a omului. Nu cred că își permite cineva în anul 2014 să nege faptul că omul este omnivor. Se încearcă tot felul de supoziții, cum avem tubul digestiv, că e mic, că e mare, că avem aciditate în stomac, că n-avem. E clar că suntem făcuți să mâncăm de toate, nu așa sau așa, încă se pune într-o contrapunere. De fiecare dată când mi s-a aruncat argumentul ăsta, am trimis persoana care îmi spunea că suntem mai degrabă herbivor, că suntem făcuți pentru asta, am trimis de fiecare dată persoana să studieze un picuț cam cum arată tubul digestiv la erbivorele clasice, știu eu, mai zic de rumegătoare. Da. Exact. Să-mi arate și mie cam cum, da, putem noi să rumegăm din păcate, și să dizolvăm. Din păcate, circulă pe internet anumite scheme din astea comparative foarte mincinoase și un om de bună credință vede desenate niște tuburi digestive, oaie, maimuță și om, sau oaie, tigru și om, ca să luăm o felină care e carnivoră exclusiv, și e desenat greșit. Nu este realitatea acolo. Luați o carte de biologie S-a dat argumente inclusiv vis-a-vis de dentiție. Păi, Dumnezeule, de asta avem incisivi, ca să sfâșiem carnea. O să dau un exemplu și exemplul contrar. La gorile sau cimpanzei, care sunt rudele noastre cele mai apropiate, la gorile putem întâlni canini, deși ele nu mănâncă neapărat carne, dar s-a observat pe cimpanzei, de exemplu, ținuți într-un mediu controlat, fără niciun fel de proces de origine animală, după o perioadă de timp, ce crezi că făceau? Începeau să se mănânce între ei sau își mâncau pui. Deci nu sunt nici ei vegani așa cum cred unii. Chiar dacă în aparență ele mănâncă doar plante, undeva la 2, 3, 4, 5% din dieta lor trebuie să fie de origine animală. De ce? Nu știe nimeni. De ce după o perioadă de timp ajungeau chiar să se mănânce între ei? E foarte interesant, nu? Adică pentru o cantitate foarte mică. Norocul nostru este că nu trebuie să omorâm neapărat animale pentru a obține acești nutrienți. Avem ouăle, avem laptele și putem să ne gândim chiar și la acele fructe de mare sau nevertebrate care nu au sistem nervos pentru cei îngrijorați în legătură cu suferința provocată animalelor. Dacă e o ființă, o moluscă, cred că totuși este în regulă să o mănânci dacă te gândești la acest aspect. Pentru că ai amintit despre ouă la un moment dat, a fost o dilemă foarte mare în nutriție, nu care a fost mai întâi, oul sau găina, ci cu sau fără gălbenuș. Of. Da, se tot merge ca un ping-pong. După niște zeci de ani am văzut niște meta-analize. Spun că nu e o problemă cu consumul de gălbenuș, evident la oamenii sănătoși, într-adevăr ar exista o problemă la diabetici,
Se pare că mai degrabă pe filiera inflamației, pentru că avem acel acid arahidonic cu efect inflamator în gălbenuș și la diabetici se pare că nu ar face bine. Dar la omul sănătos nu văd nicio problemă a mânca două, chiar trei pe zi, se pare că este sigur. Deci nu pe săptămână, ci pe zi. Acum mai ține și de lucru. Îmi spunea și tu că ai o sursă bună de ouă și că preferi acest aliment. Avem o sezonalitate. Poate iarna găinile nu se mai ouă, deci mâncăm mai puține. Vara când le avem, mâncăm mai mult. Ai perioade când ți-e poftă, mănânci, perioade când nu. Adică nu e obligatoriu dacă este sănătos sau dacă este permis să mănânc neapărat două sau trei în fiecare zi. Trebuie să ne adaptăm, nu la ce ne oferă natura în momentul respectiv. Chiar, scurtă paranteză, se vorbește acum de albuș. Consumul mare de albuș crește nivelul de homocisteină, acel indicator al bolilor cardiovasculare, pe lângă colesterol. Și atunci se pune problema dacă nu cumva albușul e mai periculos decât gălbenușul. Deci albușul ar crește homocisteina, gălbenușul era condamnat pentru aportul de colesterol și mai nou pentru celebra trimetilamină care s-ar produce din lecitina prezentă în gălbenuș. Deci atât că lucruri foarte complicate, dar ne interesează rezultatul final. Și iarăși o să spun că societățile tradiționale erau consumatoare și de ouă. La țară, de exemplu, nu se spune ce mâncau bunicii, străbunicii, se dă tot timpul acest exemplu. Păi, ouă mâncau aproape în fiecare zi, nu? Asta, cu siguranță. Deci, în concluzie, întotdeauna moderația este bună. Exact, și am salvat oul, l-am reabilitat. Cristi, hai să luăm, te rog, o scurtă pauză publicitară. Dragi telespectatori, ne revedem în câteva minute.